În fiecare an, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Asociația Plaiurile Dornelor și Clubul Copiilor din municipiu organizează variate evenimente cultural-artistice și sportive pentru a oferi turiștilor un sejur cât mai agreabil în stațiune. În cadrul zilelor Vatra Dornei 2016, a avut loc Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Tinere, MuzRit. Un debut foarte bun, formații foarte bune din țară, ca în fiecare an avem 12 trupe de elevi din țară, cele mai bune, care și în an ne onorează cu prezența. Mâine de la ora 14, pasionații de folclor sunt așteptați la scena din Parcul Municipal, unde vor cânta îndrăgiți interpreți de muzică populară, precum și ansambluri folclorice renumite. Vom avea o ediție de caiac pentru prima dată la Vatra Dornei, o competiție în jurul apelor dornene și de asemenea vom avea cuplurile de aur, cei 50 de ani de viață comună a celor care sunt dorneni și vom avea miercuri la orele 13 întâlnirea la Sala Oglinzilor. Concursul de caiac ștafetă de la Vatra Dornei se va desfășura miercuri 20 iulie de la ora 12 cu startul din centrul stațiunii. Poate participa la întrecere orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani și are o stare de sănătate bună.